Doi pensionari, soț și soție, au ajuns la redacția Curier TV și ne-au povestit situația prin care trec de ani de zile. Au fost nevoiți să se mute de la Codmeana în Pitești pentru ca nepotul lor să nu fie nevoit să facă naveta la liceu. Sunt cei pe care acesta se poate sprijini oricând, singurii care îl susțin financiar. Părinții s-au despărțit când băiatul era mic și de atunci pe tata abia dacă l-a văzut de câteva ori. Mama s-a recăsătorit și ea și locuiește în Mioveni. Și acea sumă a dat-o până în 2012, până în luna februarie când a plecat el. Din luna februarie au dat ei cât au vrut. Acea sumă însemnând cât? Acea sumă însemnând de 2.500.000. Din februarie, în anul trecut, nici nu făcuse el 18 ani, deci ea a considerat că trebuie să-i dea 100-130 de lei pe lună. Deci așa a considerat ei. Noi avem o pensie, trăim toți trei, dintr-o pensie de 13.800.000, cam așa. Deci toți trei trăim dintr-o pensie. Legea spune că un copil primește pensie alimentară până în momentul în care termină studiile. Prin urmare, tânărul ar trebui să beneficieze în continuare de bani de la tată. Cu toate acestea, singurii care se îngrijesc cu adevărat de el sunt bunicii din partea mamei.